Din ciclul de lecții numite Trebuie să fim. În seara aceasta trebuie să fim neiubitori de bani. Permiteți-mi, vă rog, să vă aduc aminte de câteva activități din zilele următoare, apoi o să rog din nou corul să cânte și în urma acestor puncte o să ne concentrăm împreună asupra cuvântului lui Dumnezeu, să-L înțelegem și cu ajutorul Lui să-L împlinim. Mâine seara de la 6:30 îi invit pe adolescenți, de la 7:30 pe tineri. Prin harul lui Dumnezeu, duminică de dimineață, avem serviciul divin de cununie și vom avea mai mulți pastori alături de pastorii locali cu care vom oficia cununia și alături de care ne vom închina Domnului. La serviciul divin de după amiază, de asemenea, vom avea doi pastori din România, pe fratele Liviu Axinte din Piatra Neamț și pe fratele Viorel Candreanu din Ipotești, Suceava. Ne rugăm Domnului pentru ei, pentru cuvântul care îl vor transmite și cerem de la Dumnezeu har, mângâiere și trezire spirituală peste sufletele noastre, peste familiile noastre și peste Biserica Domnului Betania. Frați și surori, postiți și rugați-vă, apropiați-vă de Dumnezeu, pentru că în vremurile acestea tulburi, când credința și dragostea și pasiunea pentru Iisus și pentru neprihănire scade, noi să rămânem lângă Dumnezeu și El, Sfântul Dumnezeu, să ne ajute și să ne binecuvinteze. Să ascultăm cântarea de cor. Ca să ne expunem Evangheliei sale și cuvântului său. Așa cum spuneam în această seară, lecția numărul 8, trebuie să fim neiubitori de bani. În ciuda faptului că în Noul Testament banii sunt unul dintre cele mai des întâlnite subiecte astăzi, predicile despre asta sunt extrem de rare. Adevărul este că acest subiect este foarte provocator. Intenția cu care eu în seara aceasta am decis să vă invit să ne oprim asupra acestui subiect, este în primul rând ca Apostolul Pavel, când așează lista celor 18 calități, sigur că nu sunt singurele cele 18, lista celor 18 calități pe care trebuie să le aibă omului Dumnezeu, cel care dorește să-L slujească pe Domnul, El spune, printre altele, omului Dumnezeu nu trebuie să iubească banii. Haideți să avem un cuvânt de introducere. Și chiar dacă dicționarul explicativ al limbii române nu spune aproape nimic despre subiectul acesta, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce spuneau oamenii lui Dumnezeu de la început. Ambrozie, bunăoară, spunea că toate păcatele îmbătrânesc odată cu omul. Singura iubirea de bani întinerește în fiecare zi. Ioan Gură de Aur spunea, nimeni nu sărăcește pe cineva mai mult ca și iubirea de bani. Iar Vasile cel Mare avea la vremea aceea un sfat care a rămas. Fugi de aur, căci este tatăl păcatului și sluga diavolului. În primul rând, în această seară, aș vrea să observăm că banul nu este un rău în sine. Banul nu este un rău în sine. De la bun început vreau să vă asigur că acest subiect biblic nu încurajează sărăcia. Nu vorbește împotriva banilor și nici a oamenilor care au primit de la Dumnezeu responsabilitatea să administreze mulți bani. Acest subiect biblic nu vorbește împotriva banilor, nici împotriva bogățiilor, ci împotriva iubirii de bani, împotriva iubirii lucrurilor pe care le poți face sau cumpăra cu ajutorul banilor. Creștinul adevărat nu ar trebui să fie fără bani, ci doar fără iubirea de aceștia. În viața oricărui om al lui Dumnezeu, Domnul trebuie să fie pe primul loc. Atunci când banii devin o prioritate care ia locul lui Dumnezeu, asta se numește iubire de bani.
Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Atunci când banii se așează în inima unui om, a lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, atunci aceasta se numește iubire de bani. În Matei capitolul 6, versetul 33, Domnul Iisus Hristos spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă observăm din context, aceste lucruri nu înseamnă toate lucrurile, ci doar îmbrăcăminte și hrană. Adică cele mai mari nevoi de care depind existența umană. Un om care iubește banii își va aduna comori pe pământ. Un om care îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât banii își va aduna comori în cer. Asta spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, același capitol, respectiv 6, la versetele 19 și 20. De asemenea, la capitolul 6, versetul 21, Domnul spune: unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă comoara mea sunt banii, atunci aceasta se numește iubire de bani. Banii nu sunt răi atâta timp cât sunt instrumente pentru a ne împlini nevoile vieții cotidiene. Însă devenind iubiți, banii devin o comoară și aceasta se numește iubire de bani. Stilul de viață al unei persoane care iubește mai mult lucrurile pământești decât cele cerești va fi orientată zilnic spre acestea. Adică prioritățile și valorile vieții lui vor fi întotdeauna îndreptate înspre pământ și înspre lucrurile materiale. Va avea întotdeauna timp pentru lucrurile materiale și foarte puțin și rar va avea timp pentru lucrurile lui Dumnezeu. Va fi foarte pasionat de lucrurile pământești și foarte dezinteresat de lucrurile duhovnicești. În această situație, pericolul este că există o căutare exagerată pentru tot mai mult, pentru din ce în ce mai mult lucruri materiale, care subordonează lucrurile spirituale. Aceasta este iubire de bani. Când lucrurile materiale subordonează lucrurile spirituale, aceasta se numește iubire de bani. Atunci, egoismul, mândria de sine, pune stăpânire pe inima omului. De aceea, Biblia spune să nu fiți iubitori de bani. Biblia nu spune să nu avem bani. Biblia spune să nu iubiți banii, să vă mulțumiți cu ce aveți, pentru că Dumnezeu a promis încă din Vechiul Testament: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Aș vrea să observăm în al doilea rând, nu numai că banul nu este un rău în sine, dar aș vrea să observăm că banul este o tendință umană. A aduna proprietăți de dragul proprietăților este o tendință naturală a inimii omenești. Uitarea de Dumnezeu, când bogățiile cresc, este o tendință umană cunoscută de toți oamenii. Poporul evreu s-a confruntat cu această ispită atunci când a intrat în Canaan. Și la Deuteronom, capitolul 6, versetele de la 10 la 12, citim: Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat-o părinților voștri că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Vezi, ai grijă să nu uiți pe Domnul. Moise avertizează atunci când zice: vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât
să nu mai păzești poruncile. Observați în ce fel îl poți uita pe Domnul? Atunci când nu mai păzești poruncile, asta înseamnă că l-ai uitat pe Domnul. Să-L uiți pe Domnul nu înseamnă să nu te mai gândești la El, ci să-L uiți pe Domnul înseamnă să nu-i păzești poruncile. Domnul zice să nu-L uiți pe Dumnezeu până acolo încât să nu-i mai păzești poruncile. E un avertisment solemn. Să nu-L uităm pe Dumnezeu nu înseamnă doar să nu ne mai gândim la El, ci înseamnă să ne permitem să nu-i păzim poruncile. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, spunea Moise în Deuteronom 8, versetul 11 și 17. Din nefericire, în ciuda avertismentului lui Moise, după ce Iosua, urmașul conducător al lui Moise, moare, Dumnezeu privește din ceruri și în Cartea Judecătorilor, capitolul 2, versetele 10 și 13, sunt opinia lui Dumnezeu în timp ce privește poporul. S-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse Domnul pentru Israel. Neamul acesta de oameni au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astartelor. S-a ridicat o altă generație care nu cunoscuse pe Domnul, generația copiilor lor. Ei l-au uitat pe Domnul și au adus idoli moderni care răspund nevoilor lor intelectuale și l-au părăsit pe Domnul. Binecuvântările materiale date de Dumnezeu să-i facă fericiți au devenit o cursă pentru ei. Permiteți-mi să fac o scurtă paranteză și să vă invit pe dumneavoastră să ne folosim imaginația și să observăm generația aceasta de oameni care trăiau în Egipt și nu aveau decât ce să bage în gură, foarte săraci, robi, bătuți, crunt. Ei niciodată n-au avut posesiuni. Evreii, egiptenii erau bogați, dar evreii robiți în Egipt erau foarte săraci. Și Dumnezeu îi scoate, dar îi poartă zeci de ani prin pustie. Și în pustie n-au avut nicio proprietate, n-aveau nici apă să bea. Deseori depindeau de Dumnezeu să le dea apă în mod miraculos. Deseori n-aveau mâncare să mănânce și depindeau de Dumnezeu să le dea mâncare în mod miraculos. Și au mers prin pustie zeci de ani și n-au avut nimic. Au avut mâinile goale, depindeau de a doua dimineață când să strângă o măsură de mană să mănânce. Și n-au avut niciodată nimic, a fost un popor sărac și dintr-o dată intră într-o țară bogată. Și au oportunități să devină proprietari peste multe lucruri. Și inima lor, care până atunci, de-a lungul zecilor de ani, n-a avut nimic, au fost săraci lipiți pământului. Dintr-o dată, când scapă la oportunitatea de a avea, își pierde echilibru, își pierde măsura și începe să strângă cu sete, cu obsesie. Și se ridică Dumnezeu și prin proroc spune, aveți grijă, voi ați fost săraci și acum veți fi tentați să strângeți multe avuții ca o reacție a sărăciei voastre. Să nu faceți așa. Aveți grijă, copiii voștri, care n-au văzut minunile pe care le-ați văzut voi în Egipt, vor fi tentați să uite de mine. Aveți grijă să preveniți acest proces de uitare de mine. Și ei nu l-au prevenit. Au început să strângă, au profitat că au ajuns în Canaan, s-au făcut proprietari peste măslini, s-au făcut proprietari peste vie, s-au făcut proprietari peste clădiri, peste pământuri și a uitat să-și educe copiii și să se închine lui Dumnezeu. Au devenit bogați timp în care au sărăcit. Și generația aceasta de oameni
îl uită pe Domnul, iar copiii lor se închină la Baal și Astartea. Ne gândim pentru ei, nu era mai bine să rămână în Egipt? La ce le-a folosit Canaanul? A fost o cursă pentru ei. O cursă, nu în intenția lui Dumnezeu, o cursă datorită nestăpânirii inimii lor, datorită dezechilibrului lor, datorită lipsei de disciplină. Aceasta a fost istoria lor. Oare doar a lor? În al treilea rând, aș vrea să observăm că iubirea de bani nu este doar o tendință umană, este și un simbol al poziției sociale. Este și un simbol al poziției sociale. Ce vreau să spun este faptul că materialismul, adică a aduna de dragul de a aduna, materialismul nu exprimă, nu arată doar tendința păcătoasă a inimii umane de a avea, mai ales dacă în trecut a fost sărăcie, ci materialismul în cele mai multe cazuri arată, simbolizează și starea socială. Adică, proprietarul multor bani va observa cu timpul că banii pe care îi are pot fi folosiți nu doar să-și cumpere îmbrăcăminte și hrană, și va observa că pentru simplu fapt că are bani, devine în societate o persoană mai importantă decât cel ce nu are. În societatea contemporană, un om care are este mai valoros decât unul care nu are. Simplu fapt că are bani îl face mai valoros decât cel ce nu are. Când oamenii se nasc, se nasc cu valoare egală. Însă în funcție de proprietățile pe care oamenii le au, în societatea păgână în care trăim, lipsită de respect pentru viață și pentru individ, oamenii sunt mai mult sau mai puțin importanți în funcție de măsura de proprietăți pe care o au. Iacov, capitolul 2, versetele de la 2 la 4. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau stai acela picioarele mele. Nu faceți voi o deosebire în voi înși vă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Banii astăzi vorbesc, deschid uși și îi fac pe oamenii care iau mai importanți decât cei care nu iau. Nu sunt doar o tendință naturală a omului, ci sunt și un simbol al poziției sociale. Adică nu poți să ajungi sus fără bani. Banii te ajută să ajungi acolo. Ei exprimă puterea socială, poziția socială. În al patrulea rând, aș vrea să observăm în Biblie, aș vrea să observăm în viața noastră, de fiecare zi, nu numai că banii nu sunt un rău în sine, dar sunt o tendință umană și exprimă poziția socială. În al patrulea rând, banii sunt o nevoie psihologică adâncă. Chiar dacă titlul e puțin mai filozofic, o să înțelegeți din explicație despre ce vreau să vorbesc. Banii sunt o nevoie psihologică adâncă. Sunt creștini care au o dorință exagerată de a aduna bunuri materiale. De ce? La unii, explicația este tendința naturală umană. La alții însă, explicația este alta. Fiți vă rog atenți! Dacă un copil a crescut într-o casă săracă, la niște părinți săraci,
dacă niciodată nu a avut o bucată de ciocolată sau un fruct oriental să-l mănânce, dacă întotdeauna a umblat de sculț și s-a uitat la colegii și prietenii lui de joacă și de școală care aveau, el în inima lui a trăit cu disperarea că vreodată va avea și a împins anii până când, sperând că va ajunge mare, va avea. Dar toată copilăria a trăit cu setea asta neîmplinită de a avea și el sandale sau încălțăminte ca ceilalți, de a avea și tatăl lui mașină ca tatăl prietenilor lui, de a avea și el o casă mai înstărită așa cum aveau colegii lui, dar nu le-a avut. Și toată copilăria lui a fost semănată cu rușinea că el este copilul unei familii sărace. Psihicul acestui copil este foarte afectat de mediul sărac în care a crescut. Dacă copilul acesta, devenind mare, va avea oportunitatea să câștige mulți bani, 99% copilul acesta, fără să-și dea seama, involuntar, inconștient, va strânge, va deveni tentat să adune bunuri materiale mai multe decât are nevoie. De ce? Pentru că în subconștientul lui, dorința lui adâncă de a avea din copilărie, când n-a avut, rușinea lui că a fost un copil sărac, privirile lui după cei ce aveau o bicicletă sau o trotinetă sau părinții o mașină, neîmplinite și păstrate în minte și în inimă cu, poate cu gelozie, cu invidie, poate gândindu-se, Doamne, de ce ai permis să mă nasc într-o familie săracă? Și n-aveam nici încălțăminte, n-aveam nici bani să merg undeva. Ei bine, această nevoie a lui neîmplinită, această sărăcie care l-a marcat, acum când e adult și poate să aibă bani, el fără să-și dea seama, datorită copilăriei lui, el va fi tentat să adune bani. Va deveni lacom, va deveni iubitor de bani și va deveni obsesiv în strângerea de bunuri materiale. Asta nu înseamnă că toți copiii care au fost săraci în copilărie și acum sunt adulți vor deveni așa. Sigur, nu înseamnă asta. Dar la modul general există acest principiu universal și general valabil. Există o psihologie adânc înfiptă în trecutul nostru. Subconștientul omului păstrează evenimente ale trecutului și cei care în copilărie nu au avut posibilitatea să răspundă nevoilor inimilor, când sunt mari, simt că a venit vremea și pentru ei și de obicei se exagerează în mod inconștient și involuntar, omul devine obsedat, devine stăpânit, pentru că în sfârșit a ajuns și el la oportunitatea de a avea și atunci nu mai are măsură. Așa au făcut evreii și așa sunt tentați să facă toți oamenii care au un trecut cu sărăcie, cu neîmplinire și cu lipsuri. Asta, repet, nu înseamnă neapărat că toți cei care au trecut prin sărăcie în trecut vor fi obsedați de materialism în prezent sau viitor. Dar rămâne o tendință umană și rămâne un aspect psihologic adânc înfipt în inima omului. Problema aceasta este sau are și un aspect cultural. Ascultați-mă cu atenție și cântăriți ce vă spun. În realitate, omul are nevoie de puține lucruri pentru a exista. Adevărul este că noi strângem mult mai multe lucruri decât avem nevoie. V-ați întrebat vreodată de ce? Probabil că răspunsul sau răspunsurile sunt multe. Ascultați-l și pe al meu. Datorită culturii în care trăim. Și acum dau o scurtă explicație. Dacă noi trăim într-o cultură, într-o națiune, unde fiecare familie are doar un cort, unde fiecare familie are doar o căruță,
Și acolo are o plapumă sau două cu care se învelește în timpul nopții în cort. Dacă am trăit într-o cultură de aceasta, eu vă garantez că noi toți am avea un cort, o căruță și două plapume. Dar pentru că noi trăim într-o cultură unde fiecare individ are o mașină, trebuie să avem și noi. Pentru că trăim într-o cultură unde e bine să ai o cameră, două, trei în plus pentru musafiri, vrem să avem și noi. Pentru că trăim într-o cultură unde există posibilitatea să pui bani în bancă, să-i ai pentru zile negre, care probabil nu vor veni niciodată. Că de fapt noi nu le dorim, dar ne pregătim pentru ele. Ce paradox. În sfârșit. Atunci punem și noi bani acolo. Și dintr-o dată acumulăm mai multe proprietăți decât avem nevoie. Până la urmă tot cu o haină ne îmbrăcăm, până la urmă tot cu o lingură mâncăm, până la urmă tot pe un scaun stăm, până la urmă tot cu o plapumă ne învelim. Sau tot cu o pătură. Dar avem două, trei. De ce? Că așa au toți oamenii. Iată dar cum cultura în care trăim hotărăște ce vom avea noi. Și acum trag un semnal de alarmă care privește educația. În situația în care noi trăim astăzi într-o cultură americană, unde materialismul este un mod de viață, unde oamenii au din belșug lucruri materiale, cu prețul la angajării la bancă pe 20, 30, 50 de ani în viitor, noi nu putem să trăim altfel. Dacă noi ca indivizi maturi, și acum fiți foarte atenți ce spun, pentru că există riscul să mă înțelegeți greșit, fiți foarte atenți. Dacă eu ca individ matur, eu Luigi Mițoi la vârsta aceasta, hotărăsc să nu am atâtea proprietăți cât au americanii, să renunț, nu-mi trebuie mie o casă mare. Eu mă mulțumesc cu o colibă, cum cântam mai devreme. În sfârșit, nu știu dacă cântecul ar vrea cineva să se împlinească în viața lui, nu știu. Eu mă tem că n-aș vrea să se împlinească rugăciunea aceea în viața mea. Nu cred că mi-ar ajunge o colibă. Nu vreau să se supere nimeni, dar personal n-aș vrea să stau într-o colibă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați vrea să stați într-o colibă, dar asta este cu tot o altă poveste. Ceea ce vreau să vă spun este că dacă eu hotărăsc să mă mulțumesc cu o situație mai modestă, eu pot cu soția mea dacă și ea e de acord, dar dacă eu am copii, 1, 2, 3, 5, 10 sau mai mulți, ei nu vor accepta. Ei vor spune, tată, tu poți să stai într-o căsuță mai mică, dar pe noi, nu te supăra, pe noi pune într-o casă mare. Atunci eu nu-i pot determina pe ei să accepte ideea mea. Niciodată ei nu vor accepta ce spun eu, ci ei vor fi influențați de cultura în care cresc. Și vă dau un exemplu acum. Eu să presupun că sunt împotriva televizorului. Și le spun copiilor mei, voi, copiii, nu trebuie să priviți la televizor. Și încerc să-i lămuresc. Televizorul este rău, e păgubitor. Vă prezintă imagini care vă incită, care vă predispun la păcat. Copii, nu e bun. Eu am dreptate. Dar copiii mei nu vor accepta niciodată lucrul ăsta. Niciodată! Marea problemă este că ei vor accepta că în casa noastră nu e voie de televizor. Nu-i voie. Ei acceptă asta. Atenție! Dar în inima lor nu acceptă. Ei acceptă că în casă tata și mama au hotărât și ei sunt șefii și ei nu cumpără televizor. Dar în inima lor ei nu acceptă. Cu prima ocazie când pot să zboare la un televizor, vor zbura. Și acum, în inima lor, televizorul va deveni o obsesie. De ce? Că l-au dorit toată copilăria și nu l-au avut. Și televizorul va deveni o obsesie. Când acești copii vor pleca de acasă, 99% vor avea o obsesie exagerată pentru televizor. De ce? Pentru că toată copilăria au fost privați de televizor și l-au dorit, dar pentru că regula casei a fost nu, ei n-au avut încotro, dar în inima lor s-a acumulat dorința de a-l avea. Am dat un exemplu cu televizorul pentru că e un exemplu cotidian, dar
acest exemplu poate fi valabil sau alte exemple cu sutele și cu miile pot fi în locul lui. Scumpii mei, lucru pe care un copil nu-l are în copilăria lui, va vrea obsedant să-l aibă când se va face mare. Lucru pe care nu îl permiți unui copil și spui, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Poți să ai dreptate ca adult, dar el în inima lui va acumula o pasiune exagerată pentru lucrul acela. Primul lucru pe care îl va face când va ieși din casă va fi ceea ce nu i-ai dat voie. Pentru că aceasta este legea inimii umane păcătoase. La fel este și problema sărăcie-bogăție. Când vin dintr-o țară săracă, dintr-o familie săracă, cu un trecut sărăcăcios, lipsit, fără proprietăți, și când scapi la lucruri materiale, tendința să le iubești pentru că ai fost lipsit e foarte mare. Și aceasta se numește iubire de bani. În al cincilea rând, aș vrea să observăm extrema leneșilor. Extrema leneșilor. Biblia este o carte de echilibru. Condamnă iubirea de bani, însă condamnă și lenevia. Adică omul care profită de munca altuia, timp în care el nu vrea să muncească. Pavel spune la 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele de la 10 la 12. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim că unii dintre noi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Ceaușescu a pretins că a luat din Biblie motoul pe care îl flutura, cine nu muncește, să nu mănânce. El așa spune, așa ne învăța pe noi că l-a luat din Biblie. Să știți că a mințit, pentru că în Biblie nu scrie nicăieri cine nu muncește să nu mănânce. Numai pe afișele lui scria cine nu muncește să nu mănânce. În Biblie scrie cine nu poate să muncească. Nu? Cine nu vrea. Observați cât de înțelept este Dumnezeu că El spune așa. Cine nu vrea să muncească, să nu mănânce. Însă Ceaușescu a făcut mai mult. El a scris cine nu muncește, cu alte cuvinte. Persoanele cu handicap care nu pot munci, să nici să nu mănânce, la moarte. Persoanele care cresc mulți copii, persoanele bolnave, persoanele bătrâne, toți la moarte, că nu mai pot munci. Biblia are grijă să spună nu cine nu poate și cine nu vrea. Dacă nu poți munci, atunci stai liniștit că trebuie să mănânci. Dar dacă nu vrei să muncești, nu primești nimic de mâncare. Aceasta a fost diferența între afișul lui Ceaușescu și cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna ține cont dacă omul vrea sau nu. Sunt oameni care se mândresc cu banii lor, dar sunt și oameni care se mândresc cu sărăcia lor. Ei își justifică lenevia spunând, eu nu iubesc banii. Sunt mulți oameni leneși și își justifică lenevia lor și că o viață întreagă n-au fost în stare nici să-și cumpere un pat și o pătură să se învelească și tot timpul depind de alții și ei justifică lenea lor spunând, eu nu iubesc banii. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Cu cine este asociată iubirea de bani? Cu cine este asociată iubirea de bani? Ezechiel, capitolul 22, versetul 27. În primul rând, iubirea de bani este asociată cu compromisul. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfășie prada, varsă sânge. Pierd suflete numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat următorul lucru. Un popor corupt și căpetenii corupte. Căpeteniile religioase ale poporului au ajuns să profite de slujba lor și să devină lacomi pentru bani, să facă orice compromis ca să câștige banii. Să se dedea la orice înșelăciune, numai ca să își satisfacă setea de bani.
Iubirea de bani este mână în mână cu compromisul. Iar compromisul este mână în mână cu iubirea de bani. Sunt două lucruri care fac casă împreună întotdeauna foarte bine. Observați cine a ajuns să fie compromis. Nu oameni din popor, ci căpeteniile. În al doilea rând, iubirea de bani este asociată cu minciuna. Cu minciuna. Matei, capitolul 28, versetul 12. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-a spus, spuneți așa și așa, spuneți așa și așa. Iar ostașii, ca să pună mâna pe niște bănuți în plus față de solda lor, de salariul lor, au mințit. Astăzi, oamenii mint ca să aibă un câștig, pentru că nu-l pot avea altfel, ei își permit să mintă. Minciuna este mână în mână cu iubirea de bani, iar iubirea de bani este mână în mână cu minciuna. Greu de crezut, greu de crezut că un om care a ajuns să fie obsedat de bani, iubitor de bani, de lucruri materiale, să nu se compromită și să nu mintă. Greu de crezut. În al treilea rând, Marcu, capitolul 14, versetul 11. Trădarea. Iubirea de bani conduce la trădare. Vând pe mama, vând pe tata, îmi vând prietenii, vând pe oricine. Vând. Dacă am ceva de câștigat, vând. Trădez. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat, i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta acum un prilej nimerit ca să-l vândă pe Iisus Hristos. Extraordinar. A stat 3 ani cu Domnul, 3 ani și jumătate. A umblat după el, a văzut minuni, minuni cum n-a mai văzut nimeni, cu excepția celor care erau cu el, ucenicii. A văzut harul lui Dumnezeu cum se manifestă prin Mântuitorul. L-a văzut la Iordan, probabil. A văzut multe, multe evenimente din viața Domnului, vindecări, minuni, potolirea vântului, liniștirea furtunii, cine știe câte sute și mii de evenimente supranaturale. Iar la sfârșit, pentru că iubea banii, l-a vândut pe Domnul. Pentru 30 de arginți l-a trădat pe regele. El știa că are cerul. Degeaba. Atât de înclinată i-a fost inima spre bani, încât l-a trădat și l-a vândut pe Domnul. Îmi veți spune, harul lui Dumnezeu schimbă, harul lui Dumnezeu face, harul lui Dumnezeu, frați și surori, harul lui Dumnezeu n-a putut să schimbe o inimă vicleană. O inimă înclinată spre bani n-a putut să o schimbe. Și omul acesta a murit spânzurat pleznind în două, ca un ou care îți scapă din mână. Pentru că nu și-a putut opri inima de la iubire de bani. L-a vândut pe regele și a intrat în istorie ca trădătorul. Cine pune numele copilului astăzi? Iuda. Punem Ioan, punem Petru, punem Pavel, punem tot felul de nume. Însă Iuda, nimeni nu-și pune numele la copil. Pentru că a rămas pentru posteritate, adică pentru restul timpului de aici înainte. A rămas un simbol al trădării. Un om care își trădează regele pentru o mână de arginți. Un om care își trădează regele pentru un interes. Lucrul acesta s-a întâmplat și lucrul acesta se mai poate întâmpla. În al patrulea rând, Luca, capitolul 16, versetul 14. Iubirea de bani este asociată nu numai cu compromisul, cu minciuna și cu trădarea, este asociată cu batjocora, cu un aer de superioritate, cu disprețul, cu ironia, cu vorbirea de sus. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate aceste lucruri și își băteau joc de Iisus Hristos. Poziția lor, oameni cu putere
și iubirea de bani care le conducea inima i-au determinat, în loc să-L respecte pe Fiul lui Dumnezeu făcut om venit pe pământ să moară pentru ei, l-au batjocorit. Să-L batjocorești pe Domnul când îl vezi cu ochii tăi? Da, e posibil. Să stai lângă El și în loc să-i te închini să-L batjocorești? Da, e posibil. Să fii la un pas de Iisus și să te pregătești pentru iad? Da, e posibil. Oamenii care iubesc banii sunt disprețuitori, sunt ironici, sunt răi, te batjocoresc, dacă îmi permiteți expresia, te iau peste picior, te iau la mișto, te batjocoresc și te socotesc ca pe un gunoi. Oamenii care iubesc banii sunt batjocoritori, n-au respect, nu se coboară la nivelul omului cu care vorbesc, ci te privesc de sus cu superioritate, pentru că în mintea lor iubirea de bani îi face mai valoroși decât ceilalți oameni. În al cincilea rând, 1 Corinteni capitolul 5, versetul 10, iubirea de bani este asociată cu curvia. Iubirea de bani este asociată cu curvia. Însă nu am înțeles, spunea Pavel, cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani. Întotdeauna de-a lungul istoriei, într-un fel la bărbați și într-un alt fel la femei, iubirea de bani este asociată cu adulterul, cu curvia. Priviți, vă rog, în experiența umană și o să constatați că este adevărat. În al șaselea rând, 1 Corinteni capitolul 5, versetul 11, este asociată cu defăimarea, cu defăimarea. Ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, este lacom de bani sau defăimător. Lacom de bani sau defăimător. Adică un om care îți strică faima spunând lucruri neadevărate sau exagerate despre dumneata. Întotdeauna iubirea de bani este strâns legată cu defăimarea și defăimarea este strâns legată cu iubirea de bani. 1 Timotei 3:3, beția. Să nu fie nici bețiv, nici iubitor de bani. Beția este strâns legată cu iubirea de bani și iubirea de bani este strâns legată cu beția. Lăudăroși și egoiști. 2 Timotei 3:2, căci oamenii vor fi iubitori de sine și iubitori de bani. Oamenii care sunt iubitori de bani sunt iubitori și de ei înșiși. Și oamenii care sunt iubitori de ei înșiși sunt iubitori și de bani. Astea două sunt mână în mână. Egoismul cu iubirea de bani, mândria cu iubirea de bani sunt surori. Ultimul lucru pe care îl spun, 1 Timotei 6:10, rădăcina tuturor relelor. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat pe ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Rădăcina tuturor relelor. De aici pleacă totul. Omul își pierde cumpătul, își pierde frica de Dumnezeu, își pierde respectul pentru oameni, ceilalți oameni nu mai au valoare în fața lui, el este deasupra, el poate să rezolve orice, el are totul în mână, iubirea de bani. Îl ia pe om din dimensiunea umană și îl urcă într-o dimensiune ireală a fanteziei și îl gândește acolo și îi se pare că e realitate, dar aceea e doar fantezie. Într-o zi se va prăbuși. Pentru că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și Biblia spune, omului Dumnezeu să nu fie iubitor de bani. În această seară, frați și surori, trebuie să recunoaștem că noi venim din Egipt. Ne-am născut în condiții modeste și am ajuns aici unde se poate. Aș vrea să vă invit respectos. În această seară să aveți puterea să vă priviți, nu proprietățile, fiecare cu harul lui. Avram a avut proprietăți, multe, dar nu le-a iubit. El a tăiat un vițel pentru doi necunoscuți.
Iov a avut proprietăți mai multe decât oricine, umpleau țara. Dar când Dumnezeu îl pune la încercare și îi le ia, el spune, nu-i nimic, Domnul ia, Domnul dă, aleluia. Nu proprietățile sunt problema, ci dependența de ele, iubirea acestora și o pasiune exagerată pentru acestea. Vreau în această seară să vă spun că sunt două extreme, iubirea de bani și lenevia. Și noi suntem chemați să mergem pe drumul de mijloc. Indiferent cât avem și ce avem, noi trebuie să-L iubim mai întâi pe Dumnezeu. Să avem pasiune pentru lucrurile spirituale, știind că de celelalte se îngrijește Dumnezeu. Dar în planul al doilea, să fim harnici, să muncim cât putem, să ne construim un viitor cât Dumnezeu ne va ajuta, dar să nu ne legăm inima de El. Să nu ne legăm inima de El, însă va fi greu, nu va fi ușor. Stând în această seară înaintea lui Dumnezeu, nu în fața unui om, ci înaintea lui Dumnezeu, fiecare să ne cercetăm, să ne rugăm și să spunem, Doamne, mi-ai dat multe lucruri, nu mă lăsa să le iubesc, nu mă lăsa să-mi leg inima de ele, ci ajută-mă să te iubesc pe tine și să rămân legat de tine. Iar ceea ce mi-ai dat, să le folosesc pentru bucuria mea, dar și